Reclamația unei paciente adresată mai multor jurnaliști a stârnit o serie de comentarii referitoare la modul de aprovizionare a spitalelor cu medicamente, materiale sanitare și vaccinuri. În esență, pacienta Elena Borcilă susține că a fost victima unui accident casnic, timp în care s-a rănit într-un cui ruginit. Având noțiuni despre efectele contactului unei plăgi cu un metal ruginit, femeia s-a prezentat săptămâna trecută la CPU Roman pentru a fi imunizată, dar spre surprinderea ei, medicul de gardă a refuzat-o politicos, pe motiv că nu ar avea vaccin antitetanos, indicându-i însă să mai încerce peste câteva zile. La al treilea refuz, femeia s-a adresat conducerii spitalului, cu care, iritată, a avut un dialog mai dur. Elena Borcilă pretinde că doctorița Maria Andrici ar fi spus că nu se moare dacă nu te vaccinezi antitetanos, lucru negat de managerul unității sanitare. Contactată telefonic, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț, doctorița Mihaela Grădinaru, a spus că acest tip de vaccin este procurat direct de către fiecare spital sau cabinet al medicului de familie, dar fiind unul de import, este și foarte scump. La Roman, criza de vaccin a suferit ca urmare a neonorării comenzii de către Unifarm, societatea cu care spitalul are contract de furnizare a acestui tip de vaccin. Relatările doamnei manager, doamna doctor Andrici, cât și a doamnei doctor Tărmăcel, am înțeles că VTA-ul lipsește din data de 5 august și că ele aveau făcută comandă către Unifarm, pentru că există un acord cadru prin care Spitalul Roman are un contract cu Unifarm pentru a se aproviziona în permanență cu acest vaccin. Unifarmul nu a trimis, deci nu a răspuns la solicitare. Am înțeles că în cursul zilei de astăzi sosește vaccinul. Asta tot ce pot să vă spun. E un pic mai dificil acum și apar aceste sincope în aprovizionare, pentru că noi aveam înainte un producător propriu, e vorba de Institutul Cantacuzino, de unde procuram VTA-ul, care era și la un preț mai accesibil. Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al DSP, vaccinul antitetanos este recomandat în anumite situații și se face conform unei scheme pentru fiecare pacient în parte, ținând cont de numărul de imunizări, vârsta la care ele au fost făcute sau de gravitatea plăgii. Deci medicul de la OCU trebuie să facă acest vaccin în anumite situații, da? Sunt recomandările pentru vaccinare care se fac. Bineînțeles că o parte din populație este imunizată, da? Există un termen de 10 ani în care cineva care a fost, o perioadă de 10 ani în care cineva, dacă a fost vaccinat, are un titlu protector. Depinde acum de la caz la caz, da? De cât de profundă este plaga, dacă persoana respectivă, de zona în care se află. În picior s-a înțepat cu un cui ruginit o persoană de la... Da, și depinde foarte mult de vârsta persoanei, de data ultimului vaccin administrat, al ultimului rapel de VTA. Da. Uh-huh. În mod normal, vaccinarea antitetanică se face, există o schemă, deci este cuprinsă în mai multe... În schema de vaccinare la copii mici, la clasa 8-a, la gravide și după aceea există revaccinare, se vor face dacă s-a depășit intervalul de 10 ani de la vaccinare. Da, dar... Dacă la persoanele sigur vaccinate subim plăci bănuite a fi tetanigene, imunitatea poate fi reactivată dacă se inoculează încă o doză de VTA și nu a trecut mai mult de 5 ani. Deci dacă este o plagă foarte profundă, un accident, știu eu, mai asta mare... se pare că era mediul rural, probabil de la un cui ruginit. Acum, de când era vaccinată ultima oară. Pacienta a fost imunizată în ultimă instanță la secția de boli contagioase, unde s-a găsit doza buclucașă. Tetanosul este o boală foarte gravă, survenită ca urmare a infecției cu bacteria Clostridium tetanii, care se găsește în pământ sub formă de spori. Boala se manifestă prin contractarea puternică a mușchilor, putând conduce la rupturi musculare, fracturi osoase, paralizarea mușchilor respiratorii și, în ultimă fază, la deces.
acces. Imunizarea imediată a pacientului se recomandă în cazul plăgilor adânci contaminate cu pământ. Dacă plaga este minoră, așa cum se pare că a fost diagnosticată în cazul Lenele Borcilă, care ar fi suferit doar o înțepătură, vaccinul ar fi trebuit administrat dacă persoana nu a mai primit cel puțin 3 doze înainte sau nicio doză în ultimii 10 ani. Vaccinul se găsește mai greu pentru că el este asociat și cu cel antirabic în cazul în care pacientul este mușcat de un animal cu potențial de a avea rabie.